diseară sibienii și nu doar, pentru că așteptăm și oameni din alte părți, vin să vadă premiera spectacolului Breaking the Waves sau Viața binecuvântată a lui Bes, în regia lui Radu Alexandru Nica. Așa că ne-am gândit și m-am gândit eu în mod special să iau un interviu pentru că vreau să știu de ce a trebuit să rea acest spectacol atât de iubit de public. Bună dimineața! Bună dimineața! A fost un spectacol la care țin foarte mult. Din păcate, s-a jucat destul de puțin, prin urmare ne-am gândit să-l reluăm, în ciuda faptului că unul dintre colegii noștri, domnul Gelu Pozzoli, nu mai este din păcate printre noi. Ne bucurăm de faptul că domnul Nicu Mihoc a avut generozitatea să ne ajute și să intre în rolul colegului nostru. De asemenea, a mai trecut timpul, ne-am mai maturizat și noi. Și mai sunt modificări în spectacol, dar la nivelul mai subtil, la nivel de intenție actoricească. Ne așteptăm și la un decor diferit sau la alte lucruri puternice vizual? Decor diferit nu, suntem totuși în perioadă de criză, să nu uităm asta. Nu, modificările sunt la nivel mai puțin vizibil, dar important, la nivel de evoluție a personajelor și așa mai departe. Știu că spectacolul a fost nominalizat la premiile UNITER pentru cel mai bun spectacol și pentru actrița principală, Ofelia Popi. Aș vrea să știu care este provocarea de data asta. Provocarea de data asta e cum să-i construim un picuț altfel evoluția, care pomeneam și mai înainte. Problema asta, faptului că personajul acesta este handicapat din punct de vedere mental, dar care, după spusele sale, știe foarte bine să creadă, acest lucru conferindu-i o putere pe care alte personaje nu au, un om ignorat, un om pe care aproape nimeni nu-l bagă în seamă, un om care trebuie să ia asupra lui păcatele unei întregi comunități ca să schimbe ceva radical, și anume să schimbe destinul iubitului ei. Ian, care suferă un accident foarte grav și el salvează. Salvează sufletul și salvează și trupul cu prețul propriului sacrificiu. Prea târziu! Prea târziu! Este o inspirație, trebuie să spunem, din filmul lui Lars von Trier. Aș vrea să știu dacă este o punere în scenă a filmului, de fapt, dacă ai urmărit exact scenariul de acolo. Nu, e o adaptare. Acesta e un film capodoperă, adică e probabil unul dintre cele mai mari filme ale anilor 90 spre 2000. De fapt, e sfârșitul anilor 90. E probabil și cel mai important rol al lui Emily Watson, actrița din rolul titular, și este unul dintre capodoperele lui Lars von Trier, care în ultima vreme merge într-o zonă extrem de radicală. We worship thee as the author of every good and perfect gift. I'm sorry to say this, but I don't trust you. Nu este o adaptare, e o transformare. Sigur că ne punem problema cum funcționează pe teatru acest scenariu. M-a atras la el subiectul, dar sunt evident schimbări pe care a trebuit să le operăm. În primul rând, e mai scurt, durează cam 1:40, filmul e cam 2:30, deci l-am și tăiat. Sigur, sunt și probleme de cum schimbăm spațiile, cum ne raportăm la ele, pentru că nu un film, sunt spații reale. Noi, după cum vedeți, avem un decor abstract și mergem foarte mult pe schimbarea spațiului, care e sugerată de muzică, de felul în care actorii joacă acest decor, care el este sau poate deveni foarte multe lucruri, de la un pod la o masă, la un balansoar și așa mai departe. De asemenea, una dintre dificultăți este a personajului Ian, pentru că el trei sferturi aproape din spectacol joacă imobilizat la pat. În film, evident, se știe cum în prim plan sau plan detaliu se rezolvă foarte bine felul în care el joacă boala, nu numai din ochi, el este paralizat. Ei, cum faci lucrul acesta convingător în teatru?
cum vezi schimbările care se petrec în acest om prin teatru. De fapt, sunt niște provocări și noi de-abia așteptăm să le vedem. Pentru că vorbim despre inspirația aceasta de la un regizor de film. Aș vrea să te întreb dacă de multe ori există anumite râci între film și teatru. Regizorii de film, unii spun, chiar public, că nu vor să vadă teatru, că s-au săturat ca actorii să joace teatral până și în filmele lor. Inspirația există totuși? Adică, din partea regizorilor de teatru și acum vorbesc în special despre tine. Te inspiri din filme? Absolut. Și eu m-am săturat în bună măsură de teatru și eu m-am săturat de teatral, de inautentic. Pe de altă parte, îmi place teatru. Mie îmi place mai mult teatru și îmi place să fac teatru, dar un alt fel de teatru decât se practică în general la noi. Prin urmare, da, inspirația mea vine din filme, pentru că mă interesează subiectele actuale, mă interesează un stil de joc actual. Dar în aceeași măsură, cred că e și un snobism din partea regizorilor de film, adică înțeleg foarte bine estetica aceasta în care timpul real egal timp filmic, însă chiar nu mi se pare atât de interesant să văd un actor care mănâncă 10 minute o ciorbă. Invitația mea, mai mult decât urare, este de a veni la teatru și să vadă începutul de an ca pe un prilej de reîntoarcere la sine, pentru că doar astfel cred că pot porni foarte bine în noul an. În decursul anului suntem prea împrăștiați în prea multe lucruri și acest spectacol este o ocazie foarte bună de reîntoarcere la sine și o reîntoarcere la lucrurile cu adevărat importante.